Cât timp credeți că o să-mi ia până să fiu banată? Oh my god! Dulapul ăsta fuge, fetelor! Hei, salut! În acest episod o să vă arăt cum să vă spionați vecinii! Oh my god! Și cum să vă transformați în diferite obiecte pe Roblox Brewhaven și să vă strecurați în casa lor să nu observe, ca să nu fiți banați! Ce trebuie să faceți? Alegeți o casă de pe server. Așa. Acum scoateți-vă părul, să nu aveți păr deloc. Bine? Și trebuie să puneți următorul cod. Ok, priviți ce o să fac eu. Vedeți bușul acesta? O să pun un cod și o să-i dau enter. Voilà! M-am transformat într-un buș. Credeți că o să observe? Ia uitați-vă! Sunt un buș! Ok, cred că o să îi se pară puțin cam ciudat că un buș s-a pus în fața casei ei. O să mă dau un pic mai încoace să nu pară ciudat. Sunt doar un ghiveci! Dacă vreți și voi să vă transformați în buș, codul este 1, 2, 3, 5, 9, 2, 2, 1, 6, 2, 3. Acum să vedeți ce fac ca să nu fiu banată. O să intru aici. Oh my god, este închisă ușa. Trebuie să căutăm o altă casă care să fie deschisă. Auleu, ce vorbesc ei aici? Ce urât vorbesc. Oh my god, am fugit. Gata. Ce casă este deschisă? Asta e închisă. Și asta este închisă. Trebuie să găsim o casă care este deschisă. Mamă, se ceartă. Cine pe cine a copiat? Oh my god. Hai să vedem ce casă este deschisă. Uite aici, văd. E ușa între deschisă, așadar o să intru. Și ca să nu mă dea afară, o să mă potrivesc perfect în mobilierul bucătăriei și o să pun un cod. Acest cod este 11119544324. Practic, m-am transformat în frigider și sper să nu mă vadă. Și ca să fie și mai ok când mă deplasez, mă fac albă. Gata. Opa. A apărut un frigider nou în casă. Un frigider strâm. Uitați-vă ce bine m-am camuflat în peisaj. Nu cred că o să știa în veci seama proprietarul că sunt în casa lui. O să mă duc să încerc să intru într-o altă casă ca să mă observe cineva și să văd dacă mă dă afară. Haideți să găsim o casă. Una care să fie deschisă, bineînțeles, ca să putem intra. Nu mai sunt case! Ia uite aici. Mă duc aici. Mă duc să le ascult poveștile ca și frigider. Să văd cum reacționează! Nu știu, se pare că se tot ceartă aici. Momentan, nimeni nu mă bagă seama. Serios, sunt un frigider. Se ceartă foarte, foarte mult aici. Hei, nu vă mai certați! Ok. Bine, mă duc altundeva. Efectiv, sunt un frigider călător. Sunt sigură că nu o să fiu niciodată banată. Așa, adică... toată lumea o să creadă că sunt un simplu frigider. Pentru următorul obiect, tot așa trebuie să găsim o casă. Hai să mergem la o casă din asta de lux. Sau aici... aici e multă lume, așadar, priviți ce o să fac. O să mă duc repede în casă, înainte să mă baneze și o să urc la etaj să văd dacă mă caută. Și repede o să pun acest cod. Și voilà, sunt un dulap! Oh my god, mă fac și mai micuță. Sunt un dulap mic.
Codul pentru dulap este 110909007. Oare mă observă cineva aici? Cred că o să cobor acum și o să mă duc să mă așez lângă ei. Ok, m-am pus aici. Să văd cum reacționează fetele. Oh my god! Oare e un dulap mișcător ăsta? Ce? What? Chiar se mișcă? Ba da, se mișcă, nu vine să cred! Wow! Hai să vedem dacă se mișcă în continuare. Oh my god! Dulapul ăsta fuge, fetelor! Avem un dulap întuit în casă! Oh my god! Uitați-vă la Ingrid cum se uită la mine. Uite, îi zice: uite, uite! Băi, e o fată! Oh my god, s-a prins! Zice: what? Mamă, nu-i vine să creadă! Oare mă urmărește? Vine după mine! Ce tare! Fetele au fost impresionate de faptul că sunt un dulap. Uite, m-am pus aici la intrare. Fetele aici dansează de zor. Ia să scriu și eu Wolf comanda, să fac și eu ca un dulap dacă pot. Ia uitați-vă la mine! Ia uitați-vă la mine! Sunt un dulap care mă mișc! Mă mișcă fetele așa! Ia, mă bag între ele, le stric distracția la fete! Wow! Ce tare! Sunt aici! Oh my god, ce tare! Cred că curând o să fiu banată! Serios, cât timp credeți că o să-mi ia până să fiu banată? Dar nu mă bana nimeni! Deci, cu siguranță, dacă vă transformați în aceste obiecte, nu o să fiți banați! Yay! Până acum le arăt fetelor adevărata mea față! Hei, fetelor! Mă bucur că nu m-ați banat! Deci, dacă v-a plăcut episodul și dacă v-a ajutat, neapărat să încercați și voi să vă transformați în obiectele acestea și să spuneți dacă o să fiți banat sau nu. Pentru mine, ați văzut, a funcționat super, nu m-a banat nimeni. Aș aprecia din partea voastră să dați un like, subscribe, clopoțel și noi ne reauzim data viitoare. Pupici! Uitați, fata nu a reușit să intre, iar pe mine m-au lăsat.